sunt 77 PSD în județ, sigur, în spirit de glumă. Să vă întrebe pe fiecare dintre dumneavoastră dacă v-ați schimbat sau nu apartenența. Vă mulțumesc. Doream, într-un cadru oarecum oficial, să vă mulțumesc și să semnăm contractele pe actele adiționale, de fapt pe PNDL, sunt cei 830.996.687 de lei care vin de la Guvernul României pe Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe programul pe PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală pentru județul Bihor. În acest program sunt prinse, așa cum am spus, 77 de primării cu această sumă. Sunt, de fapt, actele adiționale pe exercițiul financiar 2015-2018. Județul Bihor, între județele României, a primit, are alocați printre cea mai mare sumă alocată vreunui județ. Acest lucru înseamnă că, din partea guvernului, s-au alocat banii necesari pe solicitările dumneavoastră și pe proiectele începute, evident. Și mai are o specificitate acest contract, faptul că din acest moment nu se mai alocă pe criterii, sau hai să spun altfel, că din acest moment criteriile sunt cât se poate de transparente și fiecare dintre dumneavoastră, pe măsura depunerii facturilor pentru finanțare, veți primi banii. Pe principiu, primul venit, primul servit și se elimină orice fel de interpretare de oricare natură. Eu, ca prefect, nu pot să discut despre interpretări politice și nici nu cred că sunt asemenea interpretări, ci mă refer exclusiv la modul în care dumneavoastră, ca primar și constructorii, sigur, independent și dumneavoastră de constructor, reușiți să finalizați lucrările. Eu zic că este un lucru cât se poate de bun. Sigur, lauda, dacă vreți, este că s-au reușit să se aducă acești bani pentru județul Bihor, iar trebuie ca dumneavoastră să finalizați toate aceste proiecte sau intermediar să depuneți facturi pentru finanțare, pentru că bani sunt. Acum, dacă din partea presei sunt întrebări, dacă nu, vom face pe două ateliere de lucru și dumneavoastră, ca primar, veți veni să semnați proiectele, știți deja tot ce înseamnă partea de semnare a contractelor. Dacă sunt întrebări din partea presei, vă rog frumos, sigur, urmând ca presei să îi trimitem prin e-mail exact adresa cu fiecare primărie, suma alocată și proiectul, obiectivul de investiție. Vă rog. Vreau să întreb sumele restante neachitate din 2014. Ce se întâmplă cu ele? Sumele din 2014, da. Păi dacă sunt prinse, păi asta este act adițional, de fapt. Pe același proiect. Dacă s-a depus, se încasează. Tot ce se depune cu factură, se încasează pe principiul primul venit, primul servit. Cel puțin aceasta este informarea pe care am primit-o și s-a făcut publică, de fapt. Nu e niciun secret. Tot ce se depune cu factură se încasează. Poftim? Chiar dacă are 7 milioane. În cadrul proiectului pe care îl aveți. În cadrul proiectului. Nu puteți depăși suma inițială acordată pe proiect. Nu avem cum să depășim suma inițială, dar numai un pic să mă uit la dumneavoastră. Exact la par. Aveți 7.176.000 pe modernizare drum comunal. Și apă? Nu, aveți unul de 7 milioane și unul de 7.300.000 extindere și reabilitare rețele de apă. Aveți două proiecte. Deci fiecare este de 7.300.000, 7.100.000. Pe care dintre ele aveți depusă factura? Pe acela... Vechi ordonanță 4 este în 2007. Ok, acum n-ar vreau să intrăm în vechile ordonanțe, că... Și uite, întâmplător, ca să răspundem întrebării presei, nu sunteți de o culoare a guvernului. Nu, ca să evităm orice fel de discuție. Aici se discută exclusiv despre
contracte încheiate pentru locuitorii acestor orașe comune aici pe Țumesc. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, atunci o să le rog pe colegele mele să vină în față. Acolo, bun. Și o să rog, vom da citire primarilor în ordinea în care avem un contract, da? În ordine alfabetică, de fapt. Știți procedurile. Haideți să finanțăm. O completare aș dori să fac aici. O să vă strigăm în ordine alfabetică, urmând ca apoi partea cu semnăturile din partea Ministerului să ne vină înapoi. Evident, unul din contracte îl păstrați și cel cu semnăturile îl dați înapoi ca să-l trimitem înapoi spre Minister. Acum, știți procedurile, de-aia am zis că... Abraham. Abramuț? Budureasa? Doar primarul de la Alești citește ce semnează. Normal. Ce? Păi, eu nu pot fără să citesc. Bravo, bravo, bravo. Curățele? Numai un pic, numai un pic. Domnilor primar, haideți să vă rog, luați loc undeva să le și semnați.
Că dacă ne îngrămădim acolo, după aia chiar nu e cea mai bună variantă. Haideți să luați loc aici și se plază. Să o detinca.